Doi lei au scăpat din cușcă la grădina zoologică din Rădăuți. Nu au ieșit din incinta parcului zoo, dar oamenii din zonă au primit mesaje ro-alert. Conform Digi24.ro, locuitorii din Rădăuți au primit în această dimineață o alertă pe telefoanele mobile, prin care erau avertizați că în municipiu a fost semnalată prezența necontrolată a doi lei în proximitatea grădinii zoologice. În apelul la 112 s-a semnalat faptul că lei au ieșit din cușcă, dar nu din incinta grădinii zoologice. La fața locului au venit jandarmi care au securizat zona. Lei au fost găsiți și prinși, iar un medic veterinar a fost chemat la fața locului pentru a-i tranquiliza astfel încât animalele să fie duse înapoi în cușcă. Autoritățile spun că situația este sub control, se fac verificări pentru a se stabili cum s-a produs incidentul. Purtătorul de cuvânt al primăriei Rădăuți, Corneliu Cărdeiu, a declarat că leii nu au părăsit incinta parcului zoo, scrie Monitorul de Suceava. Felinele au ieșit din cuști în momentul în care se făcea curățenie, potrivit acestuia. În incinta zoo nu erau vizitatori în momentul incidentului, potrivit Digi24.ro.